Astăzi, vizităm Salina Târgu Ocna, o exploatare minieră a sării aflată în stațiunea balneoclimaterică Târgu Ocna din județul Bacău, a treia cea mai mare salină și una din cele mai vechi din România. Aceasta este cea mai mare bază de tratament din țară, amplasată în mina Trotuș la 240 de metri adâncime, ce oferă condiții pentru relaxare, mișcare și tratarea afecțiunilor respiratorii. Al doilea domeniu de activitate al societății îl constituie extracția, prepararea și comercializarea sării pe teritoriul României și în afara țării, de unde se extrag anual până la 120.000 de tone de sare. Atestarea mineritului în aceste zone a fost localizată în perioada dacoromană în Oituz și Târgu Ocna, prin exploatări de suprafață, cariere și lacuri, ceea ce le declară a fi unele dintre cele mai vechi saline din actualul teritoriu al României. Salina Târgu Ocna este una din cele două exploatări de adâncime a sării din regiunea Moldovei, a doua fiind cea de la Cacica, Suceava. În prezent, exploatarea sării se realizează la orizonturile 9 și 11, iar activitatea de turism este concentrată la etajul 9, orizonturile de la 1 la 8 fiind închise, zăcământ epuizat, exploatarea mai poate continua încă 15 ani. În mină s-a realizat un record unic în țară, reverberațiile ecoului produs de vocea omenească s-au multiplicat la peste 2 minute de la emiterea sunetului. Livrarea la beneficiar se face prin mijloace de transport auto. În anul 2011 se încărcau între 35 și 40 de camioane zi. Principalul cumpărător al sării gemei este Compania Națională de Drumuri și Autostrăzi din România, pentru care iarna sunt livrate zilnic, până la 1500 de tone pe zi. În anul 2013 au existat 150.000 de vizitatori, în creștere față de anul 2005, când au fost înregistrați doar 30.000 de vizitatori. Din anul 2005, potențialul turistic al Salinei s-a concentrat la orizontul 9 al minei Trotuș, unde s-au alocat 10 miliarde de lei vechi, pentru amenajarea unei baze moderne de turism și agrement. Baza este desfășurată pe o suprafață de 13.000 metri pătrați și în golurile rezultate în urma excavației sării s-au amenajat locuri pentru relaxare, agrement și pentru ameliorarea sănătății. Aici, în anul 2012, actorul Florin Piersic a inaugurat o sală de spectacole ce îi poartă numele. În perioada aprilie-decembrie 1992, a fost concepută și realizată de personalul Salinei în zona Pilon, o biserică ortodoxă subterană cu hramul Sfânta Varvara, ocrotitoarea minierilor. Biserica este unul dintre puținele lăcașuri de cult din România construite în saline. Acesta este Castelul Ocnașilor, clădirea închisorii ordonată, a se construit de către domnitorul Grigore Ghica pe același teren unde se afla castelul său, avea forma unei popoave, iar intrarea în închisoare se făcea tot pe poarta castelului. Azi este spital penitenciar din 1997. Salina Târgu Ocna este o mină de sare transformată într-o atracție turistică impresionantă. Cu galerii subterane și camere săpate în sare, vizitatorii au oportunitatea de a explora fascinanta lumea a sării într-o atmosferă unică și benefică pentru sănătate.